iubiți și surori, așa cum stăm, vreau să citesc un cuvânt din Marcu 12, de la versetul 1, un pasaj intitulat Pilda Vierilor. Iisus a început pe urmă să le vorbească în pilde. Un om a sădit o vie, a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn, apoi a arendat-o unor vieri și a plecat din țară. La vremea roadelor a trimis la vieri un rob ca să ia de la ei din roadele viei. Vierii au pus mâna pe el, l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A trimis iarăși la ei un alt rob, ei l-au rănit la cap și l-au bajocorit. A mai trimis un altul pe care l-au omorât, apoi a trimis mulți alții dintre care pe unii i-au bătut, iar pe alții i-au omorât. Mai avea un singur fiu prea iubit, la urmă l-a trimis și pe el la ei. Vor primi cu cinste pe fiul meu, zicea el. Dar vierii aceia au zis între ei: Iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și moștenirea va fi a noastră. Și-au pus mâna pe el, l-au omorât și i-au aruncat trupul afară din vie. Acum, ce va face stăpânul viei? Va veni, va nimici pe vierii aceea și via o va da altora. Oare n-ați citit locul acesta din scriptură, piatra pe care au lepădat o zidare -a ajuns, a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri? Ei căutau să-l prinde, dar se temeau de norod. Pricepuseră că împotriva lor spusese Iisus pilda aceasta și l-au lăsat și au plecat. Amin. Mai tare, autocontrol. Iubiții mei, în această seară sunt dator să mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu pentru că am putut împreună cu soția mea, Crina, cu fratele Manu Negrea, să fim la voi la slujire timp de o săptămână. Domnul să fie lăudat. Apoi vreau să mulțumesc fratelui Beni și sorei Lenuța pentru o găzduire extraordinară. Dumnezeu să le răsplătească. Vreau să mulțumesc fratelui Gavi Ijac pentru invitația pe care ne-a făcut-o. Dumnezeu să binecuvinteze toți păstorii de aici, toți slujitorii din Melbourne și să fie o unitate cât mai frumoasă între biserici și lucrarea Domnului să propășească. Și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc celor care și-au pierdut timpul cu noi, ca să spun așa, celor care s-au deranjat și ne-au scos într-o parte sau în alta. M-a întrebat cineva: Cum e în Australia? Mă zic, ca turist, e fain, nu știu cum e ca faianțor, ca plambăr, nu știu cum e ca și. Da. Dar mulțumim Domnului pentru că au fost cu noi și aveți oameni aici deosebiți. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Iubiții mei, vreau în această seară, în câteva minute, să. Am un cuvânt în special din versetul întâi a acestei pilde. Doar acolo vreau să mă opresc. Un om a sădit o vie, a împreșmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Biblia de multe ori folosește anumite comparații, anumite metafore. De exemplu, veți găsi în Biblie cuvântul porumbel. Veți găsi în Biblie imaginea unei turme de oi. Veți găsi în Biblie candele, lupi, capre, chei, aluat, vulpi. Am fost dus la gădina zoologică în Brisbane și le-am zis la frață să nu mi arate vulp, că am văzut destul în viață. Dar Biblia de multe ori ne vorbește prin aceste simboluri ca să înțelegem niște atribute. Când spune Domnul, spuneți-i vulpi acelian, e clar că nu umbla în patru labe irod, dar avea un caracter de vulpe. Când Biblia vorbește despre Duhul Sfânt și la seamănă cu un porumbel, e clar că nu-i porumbel fizic, dar are câteva atribute ale porumbelului. Astăzi, iubiții vreau să ne uităm la o vie și să învățăm câteva lucruri despre acest simbol, despre vie. În vremurile biblice, o vie era un lucru de mare valoare pentru mâncare, pentru must sau pentru vin și era sursa unui câștig pe măsură. Și vreau o introducere foarte scurt să ne uităm la câteva versete din Biblie și să observăm cu ce se aseamănă o vie în Biblie. În primul rând, Biblia, întâi împărați 21 cu 1, poate fi o proprietate personală, o moștenire de valoare. După aceste lucruri, Nabot din Israel avea o vie la Israel lângă casa lui Ahab, împăratul Samariei. De asemenea, Biblia mai compară via cu propria persoană. Dacă pot să afișez cântarea cântărilor 1 cu 6, nu vă uitați că sunt așa de negricioasă, căci deci m ars soarele. Fii mamei mele s-au mâniat pe mine și m-au pus păzitoare la vii, dar via personală, via frumuseții mele, nu am păzit-o. Apoi tot în Biblie mai găsim comparația dintre vie și împărăția lui Dumnezeu în care suntem chemați fiecare să ne implicăm. Matei 20 cu 1 fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrătorii la vie. Tot în Biblie veți găsi poporul Israel asemănat cu vie, Isaia 5 cu 7. Via Domnului oștirilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. Și în ultimul rând în Biblie găsim via comparată cu lumea întreagă sau lumea întreagă comparată cu o vie. Apocalipsa 14 cu 18 și un alt înger care avea stăpânirea asupra focului a ieșit din altar și a strigat cu glas către cel ce avea cosorul cel scuțit. Pune cosorul tău cel scuțit și culege strugurii viei pământului, căci strugurii ei sunt copți. Și îngerul și-a aruncat cosorul, a cules via pământului și a aruncat strugurii în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Iubiții mei, în această seară vreau să mă opresc la via ca și persoană, ca și familie, ca și comunitate. Și vreau să răspund acestei întrebări. Care sunt elementele pe care via noastră trebuie să le aibă? În primul rând, din versetul pe care l-am citit, am observat că orice vie trebuie să aibă un gard. Marcul 12 cu 1 a împrejmuit-o cu un gard. În vremurile acelea, zidurile sau gardurile au fost construite în jurul podgoriilor pentru a proteja strugurii de invadatorii acelor vremuri, șacali și vulpi. Cântarea cântărilor 2 cu 15, prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile. Deci viile noastre sunt în floare. Iubiții mei, Aș vrea să ne gândim un pic care sunt vulpile mici din viața noastră, care sunt lucrurile acelea pe care le acceptăm cu ușurință, ne scuzăm, poate că nu sunt păcate mari. Însă astăzi Biblia ne spune că o vulpe mică poate strica o vie mare. O vulpe mică poate strica o vie mare. Samson folosește vulpile pentru a strica grâul filistenilor. Judecător 15 cu 4. A prins 300 de vulpi și a luat niște făclii, a legat vulpile de goadă și a pus câte o făclie între cele două cost la mijloc, a prins făcliile, a prins togurile de snopt, cât și grâul care era în picioare. Să știți că și în Melbourne sunt vulpi. Să știți că și în Deva, și în România, și în Arad sunt vulpi. Și Biblia astăzi nu ne spune să ne concentrăm foarte mult pe vulpi, să stăm la discuții cu ele, să le prindem cum o prins sau că n-ai cum să le prinzi. Dar Biblia îmi spune mie ceva astăzi. Fii atent la gardul tău. Fii atent la zidul tău. Fii atent la principiile tale. Pentru că, până la urmă, am asemănat, iubiții mei, gardurile viei noastre cu principiile noastre. Și aș vrea să vă cer fiecăruia un lucru, să nu confundăm părerile cu principiile. Eram la o conferință de tineret și am primit un bilet în față. Frate Cristi, ce părere ai despre? Am luat biletul și în fața bisericii l-am rupt în două. Și am zis, vreți care să vă, să vă bazați viața pe părerea lui Cristi Boariu? Iubiții mei, nu contează părerea mea. Contează despre un lucru. Contează ce spune Biblia despre acel lucru. Avem foarte multe păreri. Eu cred așa, am observat că e foarte greu într-o biserică din diaspora, pentru că fiecare crede că din zona din care vine el, acolo era cea mai bună pocăință. <gântu -i> Și de aici au pornit multe lucruri. Iubiții mei, hai să vă spun ceva, pocăința nu e în părere, nici în tradiții, pocăința este în Biblie. Și de acolo ne luăm principiile. De ce? Pentru că părerile se bazează pe ce spun oamenii. Principiile se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, aș vrea noi ca părinți, tu ca și tânăr, ca și copil, bunic, gândește-te astăzi că nici o vulpe nu poate trece de principii puternice. Nici o vulpe. Poate spui, nu fumez, nu beau, nu ucid, dar cum stai cu lucrurile mici? Că ai spus, mă, poate am acolo o găurică în gardul acela, nu e o mare problemă. Ne concentrăm de multe ori pe crăpăturile mari din gard. Ne batem cu pumnul în piept, nu fumez. Hai să vă spun un exemplu, dacă Cristi Boariu de astăzi fumează, vă garantez că până la răpire nu mai, nu mai cheamă nimeni la predică. Dacă bârfește, îl, îl cheamă mai departe. Și acum o să vă spun ceva șocant. Dacă aș fuma, mi-aș distruge plămânii mei. Și maxim aș afecta cei din familie care inhalează fumul. Dacă bârfesc, distrug o biserică. Dar de multe ori spunem, eu nu fumez, nu beau, nu curvesc. Iubiții mei, cum stăm cu lucrurile mici? Muzica necreștină. Mă aud oare tinerii? Timpul pierdut pe filme și seriale fără niciun folos. Într-o biserică o soră era foarte supărată că s-a prelungit programul și a pierdut episodul nu știu cât de la serialul nu știu care. Doamne ai milă! Păi și dacă vine răpirea și tu, tu te că, că vine răpirea că ai pierdut serialul. Nu? Glume proaste, neascultare de părinți, invidie, mânie, iuțime, răutate, poze de ochiate. 1500 de teroriști au intrat în Israel, după cum bine știți, anul trecut, în octombrie, și-au ucis peste 1000 de evrei. Dacă veți studia, veți găsi că cei mai mulți au intrat după ce au stricat gardul de la graniță. Gardul. Iubiții mei, eram copil și am fost o familie foarte modestă și bine că am crescut așa. <sus> și fiind cel mai mare, îmi doream foarte mult o minge de fotbal sau de tenis. Părinții cumpărau suc doar când veneau musafiri pe la noi. Noi ne-am fi dorit să fie în musafiri cât mai des și să bea cât mai puțin în sticla de suc. Ne uitam așa pe geam să mai rămână, să nu bea atât. Și când se termina sticla, jucam uneori fotbal cu sticla, știți? Eram fericit și nu știam. Eram fericit și nu știam. Acum avem de toate și am văzut că și au luat, fiate și au luat ăsta Porsche Cayenne, Doamne ferește, zice, extra. -ul. Și zice, nu mai ești fericit, nu mai ești fericit. Și într-o zi am plecat la o familie care stătea mai bine, cu mult mai bine ca și noi în vizită, și în curte am văzut niște mici de tenis pe jos. Am zis, mă, fii atent ce oameni, eu n-aș ține mingea de tenis pe jos, eu și avea grijă de a dacă ar fi a mea. Părinții au mers, au intrat în casă și o voce parcă mi-au spus îți mai multe, nu-i numai una Dacă ei numai una, nu se vede Tăi mă gândeam, cum să o bag în buzunar să nu se vadă că e rotundă Știți? Că nu știam cum să fac Dacă mă prindea părinții mei, deci nu are rost să vă spun ce se întâmpla Când m-am apropiat, să întind mâna Am auzit o voce la nivelul minții Știi care e porunca care a învățat la școala duminicală. Și știam care e porunca, să nu, să nu furi. Iubiții mei, nu o spun ca și o laudă, o spun ca și un gard mic pe care mi l-am format de mic. Cristi Boariu este astăzi în biserică pentru că în copilărie nu a furat o minge de tenis. Lucrurile mici. O zis, un proverb românesc, azi furăm un om mâine fură un bou. Și nu să mai împare păcat. N-ați vrea asta să ne facem o evaluare? Încă primul punct, că nu vreau să insist mult, dar vreau să vă citesc câteva garduri din Biblie, să vedeți ce puternice garduri aveau câțiva oameni ai lui Dumnezeu. David, Psalm 101 cu 3. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Urăsc purtarea păcătoșilor, ea nu se va lipi de mine. De ce? Inima, minte, ochi, urechi. Intră pe ureche, intră pe ochi, afectează minte, afectează inima și dintr-o dată mă distruge. Gardul lui Iov, Iov 31 cu 1. Făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirele asupra unei fecioare. Gardului lui Daniel, Daniel 1 cu 8, Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul. Și-a rugat pe căpetenia famenilor de gător să nu-l silească să se spurce. Anul acesta am găsit ceva interesant despre versetul acesta. În Babilon, mâncarea înainte să fie dată acestor oameni să fie mâncată, în special carnea, era dusă la idol și închinată lor. Și Daniel, de fapt, asta a spus. Eu nu vreau ceva închinat idolilor să mă ating, să mănânc. Verdețurile nu erau închinate idolilor și cu asta a rămas Daniel. Iubiții mei, să avem mare grijă și la lucrurile care sunt închinate idolilor. Gardul lui Iosif, Genesa 39 cu 9. <coughs> îi spune acelei femei stricate, cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Doamne, păzește-ne! Gardul lui Cain avea probleme, Genesa 4 cu 6, Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posumorât față? Vedeți, Dumnezeu vrea să ne oprească când facem o cădere mică ca să nu ajungem la o cădere mai mare. De la mânia aia mică, de la nervii aceia mici, Cain a ajuns într-o zi să-și ucidă fratele. Iubiții mei, dacă veți sta de vorbă cu cei mai mulți oameni închiși în închisori, veți observa că ei spun așa, n-am vrut să ucid, n-am vrut să omor pe nimeni, totul a pornit de la o mânie de la niște nervi. Cel mai mare criminal în serie a fost întrebat într-o zi de unde a pornit totul și nu pronunț numele lui ca să nu caute cineva despre grozăvii de acestui om. Dar el a răspuns de la pornografie, de la imoralitate. Doamne, păzește-ne de orice păcat. Amin. 2. Ce mai avea o vie în vremea aceea? Un turn, spune Biblia, despre gard, dar spune Biblia și despre turn. Gardul împreșmuia întreaga proprietate, iar turnul de cele mai multe ori era în mijloc. Era folosit, iubiții mei, în vechime pentru două motive. Primul motiv, pentru a observa de sus pericolele. Gardul era folosit pentru animalele mici, dar turnul era folosit pentru pază și protecție împotriva hoților. Că dacă venea un om să-ți fure strugurii, gardul nu te prea ajuta. Apropo, am un gând despre garduri. Uh, am văzut ceva interesant la noi, la români. N-am apucat să mă prea mult la gardurile dumneavoastră, dar românii așa garduri și-au făcut de că e penitenciar. Am un gând pentru voi, dacă Domnul vă binecuvânta și dacă Domnul ne-a binecuvântat. Hai să ne lungim masa, nu să înălțăm gardul, știți? Amen! Noi, noi în România mai sârmă ghimpată, trebuie să punem că și gata. Foarte mulți au investit foarte mult în lucrurile astea, știți, trecătoare. Dar închid paranteza spunându-vă că și turnul e important. Nu doar gardul este important, ci și turnul. Și în Habacuc 2 1, Biblia spune, m-am dus la locul meu de strajă. Și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. Cu alte cuvinte, Abacuc spune așa, în timp ce îmi păzesc via, în timp ce îmi păzesc proprietatea, în timp ce îmi păzesc familia, în timp ce îmi păzesc sufletul, mă urc acolo în turn, observ hoții care mă amenință, dar în același timp nu stau și mănânc semințe până vin hoții. Și folosesc cu orice prilej, orice moment să fiu mai aproape de cer. Să vorbesc mai mult cu Domnul să citesc mai mult cuvântul, să stau mai aproape de Domnul. Iubiții mei, mi duc aminte, eram în clasa 12-a și mama ne-a chemat, chemat, să mă duc cu ea la o rugăciune. Eu eram într-un fel bucuros că se termină clasa 12-a, plec la Timișoara și devin și eu un pic mai liber, nu cu părinții pe urmele mele în fiecare zi și cu comitetul și cu păstorii. Și la rugăciunea aceea, mama mi-a zis că o să vină un vas de lucru din Botoșani, o soră care de aici în jos era paralizată, nici măcar nu se putea pleca în genunchi. Eu m-am pus pe ultima bancă că am zis, mă, aici nu cred că ajunge razele Duhului. Dacă îmi scap, e mai bine. Am scăpat numai că la final mama a zis, merg și dăm pace cu sora. Când am dat pace cu sora, m au prins de mână și nu a vrut să mă lase. Așa m-am speriat, parcă un curent o trecut în mie nu știu ce are sora asta cu mine și au zis tânărule mi-a spus Domnul un cuvânt pentru tine dacă vrei să fii binecuvântat în viață stai la izvor și nu la belți că la izvor vine Rebecca și la belți vin caprele iubiții mei vă spun sincer nu țin multe, multe lucruri nu țin minte din liceu dar prorocia asta o țin minte în ziua aceea, o soră care a stat pe turn, a văzut pericolul care amenința via mea. Și mi-a ieșit în față cu o propoziție. Ei bine, din cauza acestei propoziții, Rebecca, pe nume Crina, este astăzi cu mine. Următorii trei ani pe care i-am petrecut în Timișoara, când mă chemau colegi, hai să mergem într-un club. Zice, mă, noi nu merg acolo în spate unde se fac prostii. Nu mai mâncăm o pizza acolo la intrare și ne uităm pe jamă. Și parcă auzeam, stai la izvor, nu la belți. La ora 10 pleca unii din prietenii mei de acasă, eu la 10 -a intram în casă. Nu vă spun câte, ba, câte ba jocuri bajocuri am primit. Și acum aici, la Timișoara, că nu te vede nimeni, iubiții mei, și când nu ne vede nimeni, ne vede Dumnezeu. E așa de important să înțelegem că turnul este un loc unde trebuie să ne uităm bine la hoți. Dacă gardurile ar fi suficiente, nu am pune camere video, dar suntem conștienți că uneori nu luptăm doar cu vulpile, ci și cu hoții. Și hoțul îți fură pacea, bucuria, timpul de părtășie cu Dumnezeu. Stai o oră și numai așa faci scroll. E hoțul. E hoțul. Dar nu mă încearcă după ce ai stat o oră pe telefon și ai văzut pe unde au mers alții în concedii, pe unde au făcut alții, încearcă să te pui pe genunchi o oră să vezi ce ușor trece ora aia. E hoțul, îți fură ceva. Iubiți mei, Ioan 10 cu 10 spune Biblia, hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Vreau să spun astăzi tuturor, tuturor, ca un umil slujitor, niciodată diavolul nu îți oferă ceva, ci întotdeauna îți ia ceva. El, tu ai impresia că îți oferă ceva, dar aș vrea astăzi să te uiți nu la ceea ce îți oferă diavolul, ci la ceea ce îți ia diavolul. Dau un exemplu, sau două din Scriptură. Lui sau diavolul îi oferă o ciorbă de linte și ia dreptul de întâi născut. Lui Iuda îi dă 30 de argint și ia veșnicia. Lui Samson îi dă pe Miss Dalila. Nu știu dacă la voi este clubul bobocilor. La noi, este și mai scap tinerii noștri pe acolo. Doamne, ferește-mă! Dar ce vrei să vezi pe Miss Dalila? Că e plină de duhuri. Ce crezi că zia? Îți iau ochii în timp ce spune I love you. Numai că zia ochii, zia privirea. Iubiții mei, aș vrea să ne uităm astăzi nu la ce ne dă diavolul, ci la ce ne ia diavolul. De aceea vreau să veghez și împreună cu toată biserica să ne păzească Dumnezeu de hoți. 1 Petru 4 cu 7, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vechiați în vederea rugăciunii. Diavolul nu se sperie de tine. Diavolul se sperie de tine dacă te rogi. Diavolul nu se sperie de Cristi Boariu. Diavolul se sperie de un Cristi Boariu care citește Biblia și împlinește Biblia. Iubiții mei, mai spun ceva despre turn. Turnul era folosit pentru a, a, găzdui sculele și uneltele necesare lucrului în vie. Ca să nu le care până acasă cineva, să le ducă câțiva kilometri, că nu toți aveau via lângă casă, unii o aveau la distanță, când terminau munca, puneau uneltele în turn. De aceea dați în voie să pun o întrebare. Mai ai unei altele pe care Dumnezeu ți le-a încredințat ca să lucrezi în via Lui? Întâi Petru 4 cu 10, ca niște buni sprafnici ai Harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Biblia nu spune prin Petru dacă a primit vreun dar. Toți de aici care am fost mântuiți am primit cel puțin un dar. Și Biblia spune, dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, dacă slujește, să o facă după puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate să fie Dumnezeu slăvit. Iubiții mei, o spun cu tristețe, am văzut oameni care au gard, dar nu mai au unelte. Au gard, dar nu mai au unelte. Ei se ferească. Trăiesc o viață sfântă, dar nu fac nimic decât sunt scorul. Am fost dată la Arad, cine sunteți din Arad, știți că era o echipă UTA, și eram tare robit de fotbal. Când scăpam așa, puneam în capul lipit de radio să văd că o făcut tot cu nu știu cine. Și tata și mama să te rugau, Domnul, să mă elibereze de virusul ăsta. I-am zis într-o zi la tati, tati, vreau să mă las o dată să mă duc la UTA. O zis, tati, te las o singură dată în viața asta, apoi a doua oară să nu mai prind pe acolo. Nu, no, bun zic, așa de bucuros eram. Cred că vreo 14 ani aveam atunci, înainte să primesc puteazul cu Duhul Sfânt, nașterea din nou, mă duc la intrare la UTA și am văzut că se vinde semințe. Nu știu cum am avut și eu un leu pe acolo în buzunar, am luat și eu semințe. Și m-am dus în tribună și am văzut că ăștia strigă din tribună, am început să strig și eu. Am văzut că mâncă semințe, am început să mânc și eu. Am văzut că înjură, zic bă, asta nu pot să fac. Aici zic nu mă bag, dar am văzut ceva interesant acolo în stadion că vreo 5.000 eram care mâncam semințe și numai 22 care transpirau. Și nu știu cum să vă spun, dar nu vreau să vă jignesc, dar peste ani mi-a spus Duhul Sfânt o vorbă, cam așa -i și în biserici. Doamne, ai milă de noi! Sunt mulți care țin scorul, sunt mulți care vor să vadă uh, cine o ratat, să zice, bă, dacă eram eu în comete, dar nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Slăviți să fie Domnul, că nu ești tu, că vai, și mare era. Slăvi să fie Domnul! Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu în, în seara aceasta Hai să ne uităm Care e darul pe care ne l-au credința? Că sigur Dumnezeu nu ne-a dat popcorn și semințe Să ținem scorul Am văzut că oamenii ocupați Cu lucrarea Domnului n-au timp să critique pe alții Dar aia care au timp Libertătă zua bagă bețe în roate Astăzi Domnul te cheamă Să te uiți la tine în turn Mai ai unele altele? Pentru că în Iacov 1 cu 27 spune Bilea, religia curată și neîntinată este să cercetăm pe orfan și pe văduve cu uneltele din turn pe care le avem și să avem și gard, să ne păzim neîntinați de lume. De ce? Pentru că la finalul vieții Dumnezeu nu te va întreba dacă ai făcut ce ți-a plăcut ție să faci, ci dacă ai făcut ce te-a pus El să faci. <coughs> și în ultimul rând, iubiții mei, și n-aș vrea să vorbesc despre asta, dar Biblia spune în Marcu 12 cu 1 că mai este ceva într-o vie și anume The Wine Press. Teascul. 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 Și teascul este o presă mecanică cu ajutorul căruia se storc diferite fructe pentru obținerea de sucuri naturale. În mod tradițional, teascul se folosea la torsul strugurilor obținându-se Mustul. Iubiții, mei, mai bine să vedeți că noi avem astăzi prese mecanice, însă în vechime, tiascul era ca un bazin în care oamenii puneau strugurii și apoi intrau și călcau în picioare strugurii ca să iasă mostul. Teascul, să știți că reprezintă locul zdrobirii noastre și fiecare din cei care îl slujesc pe Dumnezeu are un loc al zdrobirii Lui. Iisus a avut un ghețiman și cuvântul ghețiman înseamnă presă de ulei. Luca 22 cu 44 a ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Iosif a avut teascul închisorii din Egipt. Istoria spune, n-am găsit în Biblie, numai la rabini evrei am găsit că undeva la 12 ani, 10-12 ani ar fi stat Iosif în închisoare pe nedrept. Iubiții mei, uneori ni se scot vorbe pe nedrept și nu rezistăm o săptămână. Dăm numărul la un proroc să văd cum apără Domnul cauza. Nu trebuie niciun proroc, trebuie să tragi numai. <laughs> trebuie să stai acolo. Trebuie să accepti zdrobiria. M-am uitat la Iosif, 10-12 ani în închisoare pe nedrept. Mi-l imaginez pe Iosif în primul an. Dacă îi prin pe frații mei, o să le arăt eu lor. Și au zis, Domnul, da, mai stai. Mai stai. Poate după 3-4 ani o fi zis Iosif, Doamne, nu o să-i să bat pe frații mei, nu o să-i bag în închisoare, cum am fost eu băgat. Dar ori de câte ori o să ridice capul sus, o să le bat obrazul. Lasă că știu cine ești. O să Domnul, da, mai stai atunci. Mai stai. Și într-o zi o zis Iosif, Doamne, dacă mă scos de aici, o să mănânc la masă cu frații mei și o să plâng pe umărul lor. O zis Domnul, ieși afară repede că ești pregătit. Ești pregătit. Și știți istoria și nu mai, nu mai intru în detalii. Dar când iese Iosif afară, Biblia spune că s-a căsătorit și soția lui a început să aibă burtică. Și probabil că soția lui Iosif l-a întrebat pe Iosif, Iosif, ce nume punem la primul copil? Și Iosif a zis, uitare. Și soția a zis, mă, dar ce vrei să uiți? Vrei să uiți pe frați? Nu zice, vreau să uit ce mi-au făcut frații, pe frați nu vreau să-i uit. Dar ce mi-au făcut de aia vreau să uit. Și stătea Iosif în bucătărie și zicea, Uitare! Hai că trebuie să merg la grădii. Vorbesc în termenii noștri. Și până venea uitare și se spăla și se pregătea de masă, Iosif pleca capul jos și spunea, Doamne, când o să mă întâlnesc cu frații, ajută-mă să nu le mai aduc aminte. Și la a o rămas însăcinată soția și o zis, Iosif, ce nume punem? Și cred că o fi zis, sper că nu vii iar cu nume de naștea, cu uitare, cu iertare. Și o zis Iosif, rodire. Că omul care iartă, uită, poate să rodească. Iubiții mei, oare nu-i nevoie de iertare în Melbourne? Oare nu-i nevoie și de uitare în Melbourne? Oare nu-i nevoie de o rodire în Deva, în Arad, aici? Iosif a avut iascul lui. Obișnuiesc să spun, oamenii l-au văzut pe Iosif unde a ajuns, dar n-ar fi vrut nimeni drumul lui Iosif. Am întâlnit la voi aici oameni care au venit de zeci de ani și într-adevăr, unii aveți anumite lucruri. Și am spus la cineva, zilele aștia, oamenii ar vrea să ajungă unde ai ajuns tu, dar drumul într-acolo nu l-ar vrea nimeni. Știți? Iubiții mei, fiecare avem zdrobirea noastră toți oamenii lui Dumnezeu au fost zdrobiți. Moise, 40 de ani în pustie. Spune Mudi despre Moise că 40 de ani Moise a fost un cineva. A crezut că e cineva. Dumnezeu îl duce în pustie 40 de ani și îl face un nimeni. Am o întrebare. Te poți certa cu nimeni? <laughs> poți să faci scandal dacă ca... soția ta spune eu sunt un nimeni. Nu spune tu, știi cine e taică mea de România, că dacă faci o scrisoare la cult, eu făcut praf. <laughs> nu. Eu sunt un nimeni. Poți să te cerți cu nimeni? Știți care e problema noastră, iubiții mei? Noi ne place să fim cineva și Dumnezeu toată viața vrea să ne facă un nimeni. Și când ajungem un nimeni de la 80 la 120 de ani, Dumnezeu arată lumii întregi ce face cu un nimeni. Cu un Moise. David a avut între 10 și 15 ani teascul fugii de Saul, Iov teascul zdrobirii cu copii morți, boală și avere pierdută, Naomi teascul moabului unde și-a mormântat bărbatul și doi fii, Avram teascul așteptării, 25 de ani, fiul risipitor teascul foametei și a lipsurilor și vremea godacilor de care trebuia să îngrijească, Ana a avut teascul bajocorii și a lacrimilor înghițite în sec. Orice vie are teascul ei. Și o spun astăzi cu multă responsabilitate, nu vom intra niciunul dintre noi în cer, până Dumnezeu nu va zdrobi orgoliu, încăpățânarea și orice alt lucru care ar împiedica să fim ca și Domnul Isus. De ce? Că Dumnezeu este interesat mai mult de caracterul nostru decât de confortul nostru. Iar caracterul se formează în teasc, la fel cum soldații în poligon, culturiștii ridicând greutăți, matematicienii rezolvând probleme. Când știi că ai probleme să spui, Doamne, îți mulțumesc o să fiu un viitor olimpic. Pentru aia ai probleme, ca să fii un viitor olimpic. Roman 5 cu 3, ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, Roman 5 cu 4, răbdare aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde. Așa cum atenție, însă de aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. N-am aici la îndemână o, o dă o sticlă aia cu apă, mulțumesc. Dar am vrut să vă arăt ceva. Când e plină de Duhul Sfânt, când e plină de apă, și o strângi, nu face gălăgie. Golește-o de apă, o doză de cola, o sticlă și strânge-o. Să vezi cum se aude până îndevă. Până în America se aude că te-a legat de familia lui. Nu uh, numai butoiul gol face gălăgie, numai vasul gol face gălăgie. Numai sticla goală face gălăgie. Numai doza goală, când o calci în picioare, sau aude tare. Iubiții mei, o spun pentru mine și o spun pentru dumneavoastră, nu vom intra în cer fără să fim zdrobiți. Și uneori Dumnezeu va folosi copiii tăi prin nevegherea lor să te zdrobească pe tine. Uneori Dumnezeu va folosi o boală. Am avut un caz în România, acum câteva zeci de ani, un frate avea trei boli. Și Domnul o vindeca de două și o zis prorocul, fără să știe ce boală avea ăsta, o zis Domnul că diabetul ți-l mai lasă ca să-l mai cauți. E greu să ai diabet, e greu să ai cancer, e greu să fii zdrobit, e greu să ai un soț care nu te înțelege. Avem o soră în biserica noastră de ani de zile, de 20 și ceva de ani, să roagă pentru soțul ei. Și o văd la fiecare program de biserică. Știți de ce? Că în zdrobire n-ai unde să fugi decât la Domnul. Mulțumește Domnului pentru zdrobirea din viața ta. De ce? Că teascul arată cu adevărat ce este în noi. Dacă storci o lămâie, îți dă acreală. Dacă storci un grefuit, îți dă un suc amar. Dacă storci o boabă de strugure, îți dă un sirop dulce. Dacă storci o portocală, îți dă suc de portocale. Mă apropii de încheiere spunându-vă că strugurii sunt crescuți să fie storși, nu fotografiați. Lucrarea fiecăruia, spune Pavel, va fi trecută prin zdrobire, prin foc. De Corinteni 3 cu 13, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc. Și focul, zdrobirea, testul va dovedi cum este lucrarea fiecărui. O să închei în această seară spunându-vă despre Fanny Crosby. Este o femeie pe care Dumnezeu a folosit-o într-un mod extraordinar și mărturia ei m-a impactat foarte mult. S-a născut sănătoasă, dar la șase săptămâni de viață, mâna bună a Domnului, printr-un doctor neatent, a acoperit ochii lui Fanny. Infecția oculară tract tratată necorespunzător de către doctor, a dus la orbirea acesteia. Cuvintele ele, ei spuneau așa mai târziu, deși a fost o neatenție din partea medicului, nu a fost o greșeală a lui Dumnezeu. Dacă l-aș întâlni vreodată pe acel medic care m-a orbit, i-aș spune că fără să știe, mi-a făcut cel mai mare favor din lume. Dacă aș avea ocazia să aleg, aș alege să rămân oarbă pentru că atunci când voi muri, primul chip pe care îl voi vedea va fi cel al binecuvântatului meu, mântuitor. Și-a dorit de mică să cunoască mai mult, să citească mai mult, să înțeleagă mai multe și mereu rugăciunea ei a fost, Doamne, dăm lumină! Dar fernii nu cerea lumina ochilor, ci lumina minții, ca să poată înțelege înțelepciunea și știința lui Dumnezeu. La 15 ani Dumnezeu i-a dat lumina cunoașterii pe care Fani o cerea. A avut șansa să studieze la unul din primele școli, una din primele școli de orb din lume, din New York, Institution for the Blind. A studiat gramatică, filozofie, matematică, astronomie, economie. Și pe lângă studii, Fani compunea poeme pe care le memora și pe care le dădea și altora să le citească. În primăvara anului 1849, holera făcea ravagii în toată lumea și această boală a ajuns și în America de Nord. Zece din elevii institutului s-au îmbolnăvit și au fost răpuși de această epidemie. Deși le-a fost permis tuturor elevilor să părăsească instituția și să meargă acasă cu cei dragi, Fanny a ales să urmeze pilda samaritianului care a îngrijit de cel rănit. Manifestând și punându-și în pericol propria viață, Fanny a ajutat la îngrijirea celor bolnavi și la prepararea pastilelor. A avut chiar ea simptomele acestei epidemii, dar s-a încrezut în Domnul și credința ei a învins duhul de boală. S-a căsătorit mai târziu, dar singurul lor copil a murit. Deși se afla din nou în teascul durerii și al zdrobirii, ea nu a renunțat niciodată, ci a continuat să l slujească pe Dumnezeu cu toate uneltele pe care le avea în turn. De-a lungul vieții, Fania a compus peste 9000 de poezii și cântări, care au fost puse pe note și cântate de toate denominațiunile creștine. Într-o zi a mers să vorbească deținuților dintr-o închisoare, așa o arbă cum era, și în timp ce vorbea deținuților despre dragostea lui Hristos și despre mărturia ei, un deținut a sărit în picioare și cercetat de Duhul Domnului a strigat, Nu mergi de la mine, Iisus! Profund mișcată de întâmplare, Fania a plecat acasă și a scris cântarea, nu mergi de la mine, Iisus, strigă inima. Spre alții vezi milă de sus, fă -mi și mie așa. Fania a trăit ceea ce a scris în cântările sale. A susținut financiar lucrările de evangelizare și s-a implicat în câmpul misiunii în ciuda dizabilității ei. A vizitat spitale, închisori, biserici, școli, ducând cu ea vestea bună. Puținul câștig îl pune la dispoziția Domnului chiar la moartea ei, a lăsat fonduri pentru înființarea unui azil pentru bătrâni. Deși nu vedea minunile Creatorului cu ochii fizici, a avut o singură dorință, să-L vadă pe Iisus. Dorința ei s-a împlinit când am ajuns la vârsta de 95 de ani. A deschis ochii în eternitate pentru a vedea mai întâi fața lui Dumnezeu și pentru a-și împlini promisiunea făcută celor dragi, aceea de a se reîntâlni în căminul de sus. Iubiții mei, în stare aceasta, aș vrea să cântăm această cântare pe care Fania a scris-o. Poate lucrezi la gard și ai nevoie să te învețe El cum să lești gardul. Poate trebuie să revii din nou în turn și ai nevoie să-L simți aproape. Că atunci când îl simți pe El aproape, poți să vezi bine hot și să te ferești. Poate ai nevoie să vină Isus și să-ți arate care-i chemarea ta. Poate ești în teascuț drobirii și ai nevoie de mila lui, de ajutorul lui. Hai să ne ridicăm în picioare, să cântăm această cântare împreună și la final să ne rugăm. Amin. Să luăm decizii noi, să luăm hotărâri noi și, în a doua parte, să mulțumim Domnului pentru seara aceasta și vă invităm și vă rugăm să vă rugați și pentru noi. Vom pleca la 5 jumate la dimineață spre aeroport, să ajungem cu bine la Perth și apoi la Sydney, de la apoi în țară. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne asculte rugăciunea. Amen!